Bine v-am găsit la emisiunea pe teme ecologice. Protecția mediului a căpătat de 100 de ani încoace o importanță tot mai mare de la un an la altul. Pentru a afla de ce se întâmplă acest lucru, am invitat-o în studio pe Elisabeta Becheși, care se află la cârma Agenției pentru Protecția Mediului de mai bine de 9 ani. Bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Doamnă Becheși, de ce e acest domeniu al protecției mediului, aparent pentru unii dintre noi banal? De ce necesită tot mai multă atenție pentru fiecare dintre noi, că suntem mai mici, mai mari? Agenția pentru protecția mediului nu întâmplător a ales o deviză foarte importantă pentru noi. Ne întrebăm de ce nu face cineva ceva. Am înțeles că acel cineva suntem noi, pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, protecția mediului a devenit un domeniu foarte important, un domeniu în care individul, în mod individual, dacă lucrează, efectele acelei activități nu sunt semnificative. De asemenea, mai nou sau percepția cetățeanului este ca de ce să fac eu, să fac altcineva în locul meu. Noi considerăm că numai împreună noi putem schimba ceva în sens pozitiv în domeniul protecției mediului, lucrând împreună în echipă. Într-adevăr, vorbim foarte mult despre protecția mediului, pentru că noi suntem o ființă biologică, fiecare dintre noi, și trăim într-un ecosistem, ecosistem care este foarte bolnav. Un ecosistem care suferă tot felul de perturbații cauzate de activitatea noastră. Prin urmare, ca și un, pot să compar situația actuală în care trăim cu un om care aparent este sănătos, dar încep să apară tot felul de probleme pe linie de sănătate, încearcă omul să se trateze cu medicamente, până la un moment dat acele medicamente își fac efectul, devine din nou sănătos, tot așa e și planeta noastră, ecosistemul nostru. La început, cu ani în urmă, cu mulți ani în urmă, a fost un sistem, un ecosistem sănătos, dar datorită activităților noastre am creat perturbații ecosistemului, care a devenit din ce în ce mai bolnav. A încercat prin efort propriu să revină, pentru că natura lucrează, dar deja atâtea multe perturbații vin din exterior încât reacția aceasta deja devine ireversibilă. Deci trebuie să fim foarte atenți în toate domeniile noastre de activitate, să nu mai creăm niște situații care să afecteze și mai mult ecosistemul nostru. În actuala perioadă, timp de 2 luni, este deschisă o sesiune de raportare pentru toți deținătorii de informații legate de emisiile de poluanți atmosferici. Ce riscă instituțiile, firmele care nu raportează acest gen de emisii? Deci, așa cum am spus, ecosistemul nostru este foarte afectat și asta se materializează prin înrăutățirea calității aerului în special. Iată că în acest context, Comunitatea Europeană ne cere, nu numai nouă României, tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, ca anual să facă o raportare cu privire la emisiile de poluanți atmosferici. Noi, respectiv la nivelul României, fiecare agenție pentru protecția mediului are această obligație ca anual să facă acest raport cu privire la emisiile de poluanți atmosferici. În acest context am solicitat agenților, în special agenților economici, ca până în 15 martie să transmită situația la nivelul fiecărui agent economic. Ce riscă ei dacă nu se conformează? Da, dacă nu transmit aceste informații, riscă, reprezintă o contravenție, lucru care este constatat de către garda de mediu și urmează să plătească o amendă între 5.000 și 20.000 de lei.
Prin urmare, nu este o joacă. Agenții economici trebuie să înțeleagă obligațiile pe care au față de Uniunea Europeană și pe care o avem cu toții. Până în 15 martie, așteptăm ca fiecare agent economic să acceseze acel site în care va găsi, deja se știe pentru că am notificat fiecare agent economic în acest sens, accesează site-ul, deschide un formular pe care îl completează. Noi, Agenția pentru Protecția Mediului, prin personalul de specialitate, validăm aceste date, după care ajung automat la Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Lucru care se întâmplă, după cum am spus, la nivelul fiecărei agenții locale pentru protecția mediului, iar Agenția Națională, pe baza unor modele matematice, pe urmă, realizează o centralizarea situației pe plan național, care este trimisă la Agenția Europeană de Mediu de la Copenhaga. Practic, amenziile, în cazul celor care nu se vor conforma, sunt aplicate de Garda de Mediu, de Garda de Mediu. Instituție distinctă de Agenția pentru Protecția Mediului. De multe care ori sunt raporturile de colaborare cu Garda? Eu consider că avem o colaborare foarte bună. Noi, înainte de 2004, am fost o instituție unică. Garda de Mediu făcea parte din Agenția pentru Protecția Mediului, dar era un serviciu separat. Am avut și atunci o colaborare foarte bună, avem și acum o colaborare foarte bună, cu toate că locațiile celor două instituții sunt destul de la distanță una de alta, dar asta nu este un impediment. În reglementările activităților pe care desfășurăm, informăm, notificăm Garda de Mediu, tocmai pentru a cunoaște și a avea o bază de date în acest sens, ca în urmă, cu ocazia controlelor pe care le au în planul lor de activități, să poată verifica modul în care agenții economici respectă prevederile prevăzute în actele de reglementare, respectiv în avizele, acordurile și autorizațiile de mediu în baza cărora își desfășoară activitatea acești agenți economici. O altă temă de actualitate este Ziua Mondială a Zonelor Umede, care s-a sărbătorit pe data de 2 februarie, iar Agenția de Mediu a marcat prin proiectul Evaluarea Calității Fizico-Chimice a Apelor din Zonele Umede identificate la nivelul județului Satu Mare. Practic a fost lansat din inițiativa Agenției. În parteneriat sau de sine stătătoare organizează Agenția acest proiect. Conform devizei noastre, orice activitate pe care o demarăm, o inițiem, o facem cu implicarea unui număr cât mai mare de parteneri. Așa s-a întâmplat și anul acesta, cu ocazia marcării evenimentului ecologic 2 februarie, Ziua Mondială a Zonelor Umede, pentru că, conform Convenției de la Ramsar, zonele umede capătă o importanță din ce în ce mai mare, din punct de vedere a habitatelor de păsări, de floră, de faună, specifice fiecărei zone umede. Anul acesta am venit cu o inițiativă considerată inedită de a face o evaluare a calității fizico-chimice a zonelor umede pe care urmează să le inventariem în cadrul acestui proiect cu implicarea voluntarilor. Pentru că dacă vă uitați pe harta județului Satu Mare, putem să vedem cursurile de apă doar și câteva lacuri care în general sunt naturale, dar în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană, multe persoane juridice au câștigat bani europeni pentru a realiza zone umede, care nu apar pe harta județului. Și ar fi foarte bine să avem o situație actualizată a zonelor umede la nivelul județului Satu Mare. Întrebam deci de instituții cu care colaborați sau persoane în acest proiect? În acest proiect avem ca partener SCA Paserv Satu Mare S.A. Nu întâmplător am ales acest partener și am găsit o deschidere totală din partea dânșilor, pentru că în final toate informațiile pe care o să le obținem în urma implementării proiectului vor servi pentru promovarea înființării unor sisteme de epurare cu regenerare naturală, care, așa cum la nivelul județului majoritatea stațiilor de epurare sunt administrate de către SCA Paserv Satu Mare S.A. și aceste sisteme vor fi administrate de
mă rog, firme de specialitate, cum este APA Servul. Deci este foarte important ca dânsii să ne fie alături. În afară de SECE APA Serv Satu Mare, avem ca și partener Universitatea de Vest Vasile Goldiș, în persoana domnului prorector Gavril Ardelean, respectiv din partea Inspectoratului Școlar Județean, domnul profesor Achim Paul, care s-a înscris în acest program în baza solicitării noastre ca și coordonator de proiect voluntar. Alți voluntari? Cine mai sunt alți voluntari? Dânsul are o echipă de voluntari care este formată din elevi de la liceul, de la Colegiul Național Ioan Slavici. Trebuie să știm că acest colegiu are statut de ecoșcoală pentru că are steagul verde și s-a înscris și activează în cadrul programului internațional ecoșcoală și studenți de la Universitatea Vasile Goldiș. Credeți că ideea de voluntariat prinde cel puțin în acest domeniu al protecției mediului? Sunt ferm convinsă, pentru că cu ani în urmă a mai fost o lege în baza căreia puteam să cooptăm în rândul nostru agenți ecologi voluntari și mie îmi pare foarte rău că s-a abrogat acea lege și nimeni nu se mai ocupă de voluntari. În schimb, mare a fost bucuria în iunie 2014, când a apărut legea 78, legea voluntariatului, tocmai pentru a veni în sprijinul instituțiilor publice ca să ne ajute pe noi și nu numai Agenția de Mediu, vorbesc în general instituțiile publice, în promovarea sau desfășurarea cu succes și pentru eficientizarea activităților în domeniul protecției mediului. Și fără să apară legea, dacă cetățenii sătmăreni au urmărit activitățile pe care le-am desfășurat și până acum, activități de mediu conform calendarul evenimentelor ecologice și în care au fost alături de noi elevi, studenți, fără de care o acțiune nu își atinge obiectivele. Da. Voluntar, dar sunt ei și răsplătiți într-un anumit mod? Eu lucrez foarte mult, respectiv instituția noastră, cu tinerii, în special cu tineri care au absolvit o facultate. Dânsii sunt foarte îngrijorați datorită faptului că au terminat o facultate și nu au un loc de muncă. Cu mult drag vin și ne sunt alături să participe la activitățile noastre. Nu au nevoie de recompensă financiară. Doresc să se perfecționeze în mod continuu în domeniul protecției mediului. Prin urmare, recompensă materială, financiară, conform legii voluntariatului, nu va beneficia niciun voluntar. În schimb, și cu ocazia acestui proiect, în urma implementării proiectului, ca motivație, echipa de proiect, sub coordonarea directă a coordonatorului, vor beneficia de o excursie de 3 zile sau de o tabără ecologică de 3 zile la Tarna Mare, pe amplasamentul căreia există și acolo o zonă umedă unde pot să facă prelevări de probe, așa cum vor face la nivelul fiecărei zone umede. Pentru tineri care, să zicem, poate ne urmăresc, aveți ocazia să promovați această idee de voluntariat în rândul lor. Așa este. Noi vă mulțumim că de această posibilitate ca să ne adresăm tinerilor, dar nu numai tinerilor, pentru că ne gândim și la persoanele de vârsta a treia, de persoane care ajung în pensie, au o putere fizică încă bună și ar dori să desfășoare activități în beneficiul comunității. Deci acest apel al nostru se adresează tuturor cetățenilor, de la mic la mare, care doresc să ne fie alături, să ne contacteze pentru a se înscrie în rândul voluntarilor. Bineînțeles că formalitățile sunt multiple, trebuie să respectăm prevederile legii. După înscriere, trebuie voluntarul să aibă o fișă a voluntarului, iar un contract cu voluntarul, pentru că după fiecare acțiune, voluntarul primește un certificat și acel certificat de voluntar o să-i fie de mare folos în momentul în care găsește o nouă posibilitate de a participa la un concurs pentru ocuparea unui post. Dacă sunt mai mulți participanți, voluntarul care are certificat de voluntar are prioritate față de ceilalți candidați. Prin ce acțiuni era în alți ani marcată Ziua Zonelor Umede? Cel puțin de când sunt eu la conducerea instituției, în fiecare an, deci din 2005, în fiecare an am marcat acest eveniment, așa cum marcăm și celelalte evenimente de mediu.
Anul trecut, ca să vă spun un exemplu cel mai recent, deci anul trecut, am promovat lacul Moftin, lacul de la Moftin. Acolo, cu mai multe școli, am avut tot așa un proiect în cadrul căruia elevii sau școlile participante au realizat un mic proiect care a constat în prezentarea unei zone umede. Cu alte cuvinte, o echipă de elevi au identificat o zonă umedă din județul Satu Mare, au făcut observări ornitologice și au scos în evidență cea mai atractivă, cea mai frumoasă pasăre pe care au identificat-o în cadrul, proiectului. Și alte motivația, alte moduri în care să sărbători s-a marcat ziua aceasta? Au fost diverse inițiative, începând de la seminarii cu participarea unor personalități, oameni specialiști în domeniu și cu, bineînțeles, a tinerilor din diverse școli ecologice. Am mai fost într-un an când s-au realizat machete, cum vede elevul o zonă umedă din punct de vedere a speciilor caracteristice acelei zone umede. Deci încercăm în fiecare an să venim cu anul acesta se organizează și un concurs fotografic. Da, din inițiativa Ramsarului este această posibilitate. Ramsar? Deci fiind? Convenția de la Ramsar, deci în Iran s-a semnat în 1971 convenția de la Ramsar, în localitatea Ramsar, da? Și din inițiativa dânșilor, dacă accesează tineri între 15 și 24 de ani, site-ul Ramsar, această adresă poate fi găsită atât pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului, cât și pe site-ul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, au posibilitatea ca până, deci în perioada 2 februarie, 2 martie, să trimită o fotografie care reprezintă o zonă umedă pe care a vizitat persoana respectivă și prezintă, pe lângă fotografie, cum a făcut evaluarea acelei zone umede din punct de vedere a florei, a faunei, ce beneficii aduce acea zonă umedă comunității la nivelul căreia se află. Dacă tot și motivația, dacă îmi permiteți, ca să fie atractiv pentru cei care ne ascultă și doresc să participe, cea mai reușită fotografie și, bineînțeles, cu partea de evaluare, titularul beneficiază de o ieșire la o zonă umedă la nivel internațional. Va fi o listă și unde dorește să meargă, să viziteze, deci poate să aleagă. Incitant. Prin urmare, este incitant, atractiv. Invităm tinerii între 15 și 24 de ani să beneficieze de această oportunitate oferită. Revenind la proiectul din acest an, practic în ce constă proiectul din... Proiectul, da. Deci proiectul a demarat din 2 februarie. Are o perioadă de implementare de un an de zile, cu evaluare parțială cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului pe 5 iunie. Această mică echipă coordonată, după cum a spus, de coordonator de proiect, domnul Paul Achim, studenții și alți specialiști de la Agenția pentru Protecția Mediului și de la Universitatea Vasile Goldiș se vor deplasa la acele zone umede care nu figurează pe harta județului, dar baza de date echipa o va avea din partea agenției. Deci sunt identificate la ora actuală 12 astfel de zone umede realizate care nu figurează pe hartă, deci deplasarea va avea loc la fiecare zonă umedă unde vor fi prelevate probe de apă. Câțiva indicatori se pot chiar analiza la fața locului, deci in situ, iar restul la laboratorul care este acreditat la nivelul APASERV-ului. Așadar, voluntarii o pot considera și ca o excursie, ca o ieșire în natură. Sigur că da. Odată că lucrează în echipă, deci sunt împreună, fac prelevările de probe împreună, în prezența specialiștilor în domeniu, după care se deplasează la laboratorul de la APASERV, cunosc laboratorul, dotarea de acolo, fac împreună cu specialiștii analizele respective, fac o evaluare împreună a calității fizico-chimice a apei din zona umedă, respectiv fac o evaluare și din punct de vedere a biodiversității, adică din punct de vedere a habitatelor pe care le-au identificat cu ocazia excursiei, prin observări ornitologice.
pe care o fac tot în prezența specialiștilor și aici avem sprijinul colegilor noștri din Asociația Ornitologică Română, în prezența domnului președinte Fasecaș Laurent. Rămânând tot la zone umede, mlaștina Ecedea a fost anul trecut, dacă bine țin minte, ținta unui proiect care nu știm dacă a ajuns să se materializeze. Puțin dintre noi își amintesc de mlaștina Ecedea, poate cei mai în vârstă, de aceea facem un foarte scurt istoric al mlaștinii. Aceasta are o suprafață de 450 km pătrați, o treime se află pe teritoriul României, iar două treimi pe teritoriul Ungariei și a fost una dintre cele mai mari zone umede din Europa până în secolul XIX, când a fost drenată. În cei peste 100 de ani trecuți de la desecare, s-a dovedit că lucrările nu au adus beneficiile așteptate, iar la începutul secolului al XXI-lea s-a născut ideea inundării unor teritorii și a reconstituirii parțiale a mlaștinii. Mlaștina Ecedea este un fenomen unic. A fost singura deltă continentală a lumii. Asanările nu au condus la ceva bun, s-a demonstrat că terenurile au devenit infertile, spuneau cunoscătorii în materie. Așadar, s-au făcut demersuri pentru reconstrucția mlaștinii, care ar determina dezvoltarea zonei din punct de vedere economic, turistic, crearea de locuri de muncă în domeniile acvacultură, turism, meșteșuguri tradiționale. Așa cum a spus dumneavoastră, județul Satu Mare are această frumusețe naturală, mlaștina Ecedea, care a fost, din păcate, la sfârșitul secolului XIX-lea a fost desecată, dar au mai rămas anumite zone în care predomină și acum acele habitate specifice zonei și ar fi păcat să nu reabilităm această zonă. Demersuri s-au făcut pentru că, așa cum a spus, numai o treime se află pe teritoriul României și două treimi pe teritoriul Ungariei. Noi, Agenția pentru Protecția Mediului, împreună cu specialiști în domeniul biodiversității, am făcut o vizită de lucru în Ungaria, la Noiece, de unde am discutat cu conducerea primăriei și care este interesată pe partea maghiară de reabilitarea unei părți a mlaștinii Ecedea, așa cum dorim și noi pe partea română. Noi avem noroc că suntem o zonă de un județ de graniță și sunt operative programe cu finanțare europeană transfrontaliere. Vezi HURO, anul acesta începe programul de cooperare România-Ungaria. Va fi o oportunitate foarte bună pentru a implementa un mic proiect de reabilitare, cel puțin a unei zone. Dar trebuie să știm că pentru un astfel de proiect avem nevoie de cel puțin 10-20 de hectare de teren. În discuțiile pe care le-am avut cu conducerea primăriei Berveni, mi s-a comunicat că deocamdată, deci este în curs de realizarea, adică să avem aproape 20 de hectare de teren, dar deocamdată cei care sunt proprietari acestor terenuri încă sunt sceptici, nu au dat undă verde ca să participe la acest proiect, iar în proprietatea administrației publice locale nu există la ora actuală o suprafață atât de mare de teren. Noi totuși începem să întocmim acest proiect de finanțare. Dacă vom reuși cu sprijinul primăriei Berveni să avem aceste suprafețe, acea zonă, deci a comunei Berveni, este cea mai potrivită și are aceste zone, după cum v-am spus, cu habitatele specifice mlaștinii Ecedea. Scopul nostru și deschidere din partea cetățenilor, cu ani în urmă am făcut o dezbatere publică în rândul nu numai a cetățenilor, dar a tinerilor în special. Cetățenii de o vârstă mai înaintată, după cum am spus, sunt destul de sceptici. În schimb, tinerii sunt foarte doritori să se realizeze acest proiect, pentru că dânșii nu vor să plece de acolo. Vor să aibă locuri de muncă. Deci, iar prin acest proiect se vor crea locuri de muncă. Gândiți-vă că când a existat mlaștina Ecedea, se practica meseria de pescuitul, respectiv împletitul nuielii. Dacă reabilităm câteva astfel de iazuri sau lacuri în zona respectivă, putem să relansăm aceste meserii tradiționale, ba mai mult s-ar putea realiza și o mică pensiune care să fie unde să
fie cazați turiștii. De asemenea, mulți turiști agrează aceste observări ornitologice pe care ar putea să facă în zonă. Aici vă spun un exemplu: când am fost în Ungaria, la lacul Ferde, am văzut foarte mulți turiști din Germania și au plătit bani grei numai pentru ca să poată face aceste observări ornitologice. Deci ar fi foarte bine pentru zona Berveniului o promovare a turismului ecologic în zonă. Doamna Elisabeta Bechei, și se vorbește tot mai mult de schimbările climatice și ministerul se numea Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, de încălzirea globală, care aduc cu sine creșterea vânturilor, uraganelor, vijeliilor, taifunurilor, fenomenelor meteo extreme. Studii, cercetări ale unor organisme internaționale fac tot mai multe studii. Mai multe regiuni ale globului, în primul rând zonele tropicale, ar putea atinge un vârf al valorilor temperaturilor până în 2050. Utilizând diferite modele climatice, arăta unul dintre studii, se identifică în diferite zone geografice anul în care, pornind de la emisiile posibile de gaze cu efect de seră, temperatura medie anuală va depăși constant temperaturile cele mai mari înregistrate între anii 1986-2005. Potrivit unui scenariu optimist, ce ia în calcul măsurile luate împotriva emisiilor de dioxid de carbon, termenul ar putea fi amânat până în 2069. Ce se poate face în acest sens? Ce spuneți dumneavoastră? Deci nu întâmplător Comisia Europeană ne cere să facem o evaluare anuală a emisiilor în atmosferă, a poluanților, pentru că din activitatea nu numai a agenților economici, din activitatea noastră curentă, noi suntem cei care poluăm aerul și care prin poluare și prin schimbarea compoziției chimice a atmosferei contribuim la aceste efecte ale schimbărilor climatice, cum ați spus, inundații, alunecări de teren și așa mai departe. Prin urmare, noi cei de la mediu, în procedura noastră de reglementare, când vine un investitor și vrea să realizeze o investiție, noi solicităm și dorim ca această investiție să se caracterizeze prin tehnologii curate, nepoluante, tocmai pentru a stopa emisiile de poluanți în atmosferă, adică să contribuim la reducerea acestora, pentru că dacă nu facem acest lucru, din ce în ce mai mult stratul acela care se formează între soare și pământ devine din ce în ce mai încărcată cu poluanți. Prin urmare, aceste efecte ale schimbărilor climatice vor fi și mai avansate și mai grele. În cazul în care guvernele țărilor nu vor lua măsuri, nu se va mai face nimic, ce scenariu vedeți pentru planeta Pământ pe care ne aflăm peste 100 de ani, peste 500 de ani? Păi vedeți ce se întâmplă. Încep să topească ghețarii, o să ne inunde toată Europa și viața pământească se va sfârși până la urma urmei, pentru că n-are cum să putem rezista la infinit acestor agresiuni pe care o creăm noi prin activitatea de fiecare zi. Dacă îmi permiteți, totuși aș reveni doar... Timpul este foarte limitat. Foarte limitat. De aceea, un mesaj de final, timpul că am expirat, un mesaj către telespectatori. În inițiativa Agenției pentru Sănătatea Mediului de a înființa Corpul Ecologilor Voluntari, deci încă o dată fac un apel către cetățeni să se înscrie ca împreună, să lăsăm ceva în urma noastră, ceva benefic pentru societate, pentru a stopa, după cum ultimul subiect a fost efectele schimbărilor climatice, pentru că un mediu sănătos nu este totul, dar fără un mediu sănătos totul este nimic. Cu acest mesaj, stimați telespectatori, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare cu Informația TV.